Salutare dragii mei, bine ați revenit la un nou car vlog. Am venit la Darex Auto Suceava și mi-au dat în test drive noul Sandero Stepway. Acest model este cel cu motorizare TCE 90, cutie manuală și versiunea de echipare confort, la care au mai fost adăugate câteva extra opțiuni. Ce mi-a plăcut la acest model au fost câteva aspecte legate de design. În primul rând, farurile acestea, luminile de zi arată senzațional, îmi plac foarte mult. Chiar dacă seamănă cu cele de la Lamborghini, eu cred că a fost o alegere foarte bună. La fel de mult îmi plac și aceste bare transversale și designul lor super ergonomic, ce le permite așezarea și de-a latul plafonului. Este foarte ușor de schimbat orientarea lor. Cu o cheie Imbus se desface aici și în câteva minute ele vor fi așezate transversal. La această versiune o să primiți această pânză, model de pânză pe portiere. El arată bine ca design, dar s-ar putea ca în timp albul din aceste romburi să se murdărească și să fie vizibilă această schimbare a aspectului. Tot la capitolul design, cei de la Dacia au integrat aici aceste linii plastic. Pe scaune avem la fel aceste linii și cuvântul Stepway. Cusăturile sunt și ele cu portocaliu, atât pe banchetele din față, cât și cele din spate. Ce veți mai găsi nou dacă veți comanda acest model? În primul și în primul rând, volanul, chiar dacă pare identic cu cel de la Duster sau cu cel de la modelele de după 2017, el are integrat aici butonul pentru limitator de viteză și pentru pilot automat. Acest model mai vine echipat și cu senzor de parcare față-spate, camera de parcare pentru marșa arier. Claritatea este acceptabilă. În momentul în care se virează volanul, aceste linii se mișcă. Da, ăsta este un upgrade de la vechea cameră. Controlele pentru climă sunt identice cu cele de la Duster. Aici consola centrală este mai simplă. Telefonul se poate conecta și prin cablu, și prin Wi-Fi, și prin Bluetooth la sistemul MediaNav. Așa, volanul se poate regla pe înălțime și pe adâncime. Motorul are o cilindreie de 999 de centimetri cubi. Este echipat cu turbo. Într-adevăr, mi-aș fi dorit să fie disponibil și motorul 1.5 Blue DCI, dar din păcate cei de la Renault au decis să nu mai echipeze mașinile cu acest motor. Altă chestie practică este această priză de încărcare plus încă un slot USB pentru telefon. Iar pe consola centrală avem încă o priză de încărcare și, foarte important, ce-mi doresc eu la orice mașină, o cotieră. Acest model de cotieră este un pic mai lat decât cel de la Duster și mie îmi place foarte mult. Este foarte confortabilă poziția la volan cu această cotieră. Un alt aspect care mi-a plăcut foarte mult este ușurința cu care poți să rabatezi banchetele din spate. La Sandero este foarte simplu. Acesta este un aspect practic foarte interesant. Îmi place cum se ridică această podea a portbagajului, acces la roata de rezervă. Rămâne așa, este foarte interesant și foarte util. Aici avem roata de rezervă, un cric. Alte chestii de practicabilitate sunt aceste verigi în stânga și în dreapta, câteva locuri de agățat sacoșele. Haideți să punem înapoi banchetele să vedeți cum arată și plafonul acela. Și acest plafon se poate da jos cu ușurință și se poate monta la fel de ușor. În principiu arată aproape identic cu cel de la Duster, au pus două compartimente separate.
foarte util pentru a depozita diferite lucruri și să, care să nu se miște prea tare în momentul rulării. Încă un aspect foarte interesant este acest cui sau nici nu știu cum să-l numesc, tot pentru sacoșe. Cam acesta a fost review-ul meu pentru noua generație de Sandero Stepway. În momentul de față o puteți testa la Darex Auto Suceava. Aveți la dispoziție motorizarea TCE90 cu cutie manuală. Pentru mai multe informații accesați linkul din descriere sau sunați la numărul de telefon din descrierea videoclipului.